Vizita de lucru a Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare de astăzi se încadrează într-un program de deplasări în teritoriu, în mai multe zone din țară, ce au ca scop desprinderea unor soluții de guvernanță economică și financiară privind dezvoltarea economică și socială a României. Întâlnirea a avut loc la cabinetul deputatului de Giurgiu, Nicolae Florian, care de fapt este și inițiatorul acestei vizite de lucru. Vă mulțumim pentru atenția cu care priviți această dezbatere împreună cu Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din cadrul Camerei Deputaților. Mulțumesc foarte mult președintelui Comisiei, domnului Mihai Tudose, pentru eforturile pe care le-a făcut să vină cu Comisia în teritoriu pentru o dezbatere cu dumneavoastră, cu Giurgiu. Le urăm bun venit în Giurgiu. Mulțumesc de asemenea tuturor reprezentanților autorităților județene și locale, instituțiilor publice cu atribuții în guvernanța economică și financiară, mediului de afaceri. Am venit să facem o lege pentru Giurgiu. Nu putem, fiindcă apoi eu sunt deputat de Brăila, trebuie să facem o lege pentru Brăila, o lege pentru Dâmbovița. În schimb, noi venim aici cu ideea sau plecăm de la premiza că Giurgiu este un punct geostrategic economic important pe harta României și că poate fi o soluție alternativă, cel puțin din punctul meu de vedere, și mult mai fezabilă decât celebrul canal București-Dunăre și că, de fapt, Giurgiu poate să fie acel port al Bucureștiului, al capitalei, din punct de vedere economic în special. Dezbaterile s-au bazat pe probleme cu privire la strategia dezvoltării economice, promovarea proiectelor prioritare de relansare economică macro-regională, revigorarea mediului de afaceri. Discuțiile au pornit de la ideea că regiunea Dunării reprezintă unul dintre marile proiecte de dezvoltare teritorială a Uniunii Europene, iar municipiul Giurgiu dispune de proiecte de dezvoltare transfrontalieră, precum și de faptul că mediul de afaceri are nevoie de soluții și proiecte de dezvoltare. Cred că ar fi foarte necesar ca în România să se dezvolte foarte mult parteneriatul public-privat. Și în foarte multe domenii de activitate el poate să aibă un succes deosebit. Fiind o zonă cu pondere agricolă, așa cum știți că este Giurgiu, discutând cu foarte mulți oameni din agricultură și vreau să vă spun că deja avem ferme care sunt la nivel poate european și peste european, ferme foarte bine dezvoltate, ferme foarte bine dotate, care au rezultate extrem de bune. Mai multe despre vizita de lucru a Comisiei pentru Politica Economică, Reformă și Privatizare veți urmări într-o ediție specială imediat după jurnalul TV Giurgiu.